Trenul care circula pe linia Chișinău-Ocnița asigura lunar întreprinderii calea ferată din Moldova venituri de peste 170.000 de lei. Alte peste 200.000 de lei proveneau de la două trenuri de pe linia Bălți-Ungheni. Venitul acestei rotații datorează faptul că la trenurile modernizate se aplicau niște tarife noi, fiindcă era un tren gen accelerat. Pentru trenurile care deja le-am pus în circulație, trenurile vechi, tarifele s-au întors, acele care au fost. Cele 5 garnituri modernizate sunt păzite de câte un angajat al întreprinderii. Datoria noastră să păzăm tot ce se află înăuntru. Totul ce se vede, să nu se pierde nimic. Potrivit responsabililor de la Căile Ferate, decizia fostei conducere a Ministerului Transporturilor de a renova aceste trenuri a fost cel puțin neargumentată. Din cele peste 12 milioane de euro cheltuite pentru modernizarea trenurilor, puteau fi cumpărate 3 garnituri de tren noi. Specialiștii spun că problemele tehnice ale trenurilor renovate puteau fi evitate dacă cei de la uzină le-ar fi testat. Etimi vișami должны заниматься заводы, те, которые берут на себя ответственность по модернизации. Если завод решил так, дайте тогда нам хорошую технику, на которой можно без проблем ездить, потому что мы здесь перевозим пассажиров, а не груз какой-то. Banii pentru modernizarea celor 5 trenuri au fost împrumutați de la bănci europene.